Capitolul 5 Mă trezesc cu primele raze de soare. Am fizionomia vârâtă în nisip și mâinile sunt întinse pe lângă cap și atât de crispate încât mi-e foarte greu să mișc degetele. Când reușesc să mă așez, îmi dau seama, fără uimire, că sudoarea care curge de pe fața mea e roșie. Încercarea de a mă ridica are deschis probabil mai multe răni. Pe măsură ce îmi revine memoria, încep și durerile care cresc în așa hal, încât capul mi se clatină de la stânga la dreapta, precum cel al unui urs în băteaia de tamburină. Trag o înjurătură, dar buzele mă dor foarte tare. Încetez să mai fac vreo mișcare și mă mulțumesc să gândesc. Greutatea care mi-a târnă într-o parte nu e altceva decât pistolul meu. asta e culmea. Nu m-am putut nici măcar o clipă servi de el. Ce tâmpit am fost să mă las păcălit atât de ușor. Meritam să o iau pe coajă și mai mult. Din întâmplare, ceasul mi-a rămas întreg și nare are decât o zgârietură pe geam. E ora șase și un sfert. Înseamnă că mi-am petrecut noaptea între două mașini. Cei care m-au ciomăgit își știau meseria au avut grijă să-mi întindă capcana în partea unde sunt parcate mașinile pentru o noapte întreagă. Încerc să mă ridic, dar mă clatin și trebuie să mă sprijin cu spatele de mașina cea mai apropiată. Cea mai mică mișcare mă seacă în inimă. Hainele îmi sunt rupte și murdare. O parte a feței îmi este numai sânge, iar ceafa nu pot să-mi o ating nici cu vârful degetelor, atât de tare mă doare. Mă întreb dacă nu cumva mi-au rupt cu picioarele vreun oscior. În orice caz, parcă aș respira flăcări. Nu știu cât timp zac așa, luând pietriș în mână și lăsându-l să curgă printre degete și gândind la mii de lucruri ca prin ceață. Poate că o oră, după ce ridic o piramidă frumoasă din pietricele, le iau una câte una și încep să arunc în ornamentul cromat care împodobește roata mașinii din partea opusă. De câte ori mi-ating ținta, ornamentul scoate un sunet cristalin. Una dintre proiectile nu mai scoate același sunet, și mă aplec înainte ca să o iau și să mai țintesc o Dar nu e vorba de o piatră, este vorba de un inel cu o montură de flori stricată de picioarele care au înfundat-o în prundiș. Dintr-o dată, oboseala îmi dispare. Sar în picioare rânjind cu gura până la urechi, fără să mai țin cont de rănile de la buze, fiindcă acest inel nu e altul decât cel al roșcovanei. Și dacă vreau un ticălos, ar încerca să-și ia înapoi de la mine, va regreta până la sfârșitul zilelor lui. Mașina e acolo unde am parcat-o. Mă așez la volan, cautând de lung poziția cea mai puțin dureroasă. Ies din șirul de mașini și, trecând prin fața paznicului, îi arunc doi dolari, ca să-mi plătesc orele de parcare suplimentare. Se trezește la timp ca să-și încaseze banii, însă nici măcar nu-și ridică tărtăcuța. Cred că pot să ajung acasă, dar mă înșel. Chiar înainte de a ajunge la Broadway, toate încep să mă doară îngrozitor. Cu chiu cu mai reușesc să apăs pe pedale. O iau atunci spre casa Lolei, descopăr un loc unde pot să parchez, și intru în clădire, clătinându-mă. Niciodată n-aș fi crezut că urcarea unei scări poate fi o tortură. În sfârșit, ajung în fața ușii Lolei și apăs pe butonul soneriei. Îmi deschide imediat, și ochii îi se fac mari de uimire. Dumnezeule, Mike, ce ți s-a întâmplat? Mă ia în brațe și mă conduce până la micul divan din salon. Mike, trebuie să chem un doctor. Îmi înghit cu greu saliva și răspund, nu. Dar, maic, am spus, nu, ce Dumnezeu, lasă-mă să mă odihnesc puțin, o să-mi treacă. Îmi scoate pantofii, îmi pune perne sub picioare. Cu toată înfățișarea ei gânditoare, e adorabilă, îmbrăcată în rochia neagră din ajun, despre care ai zice că îi vine ca turnată. Voi ai să pleci? Trebuie să mă duc la lucru. Acum însă nu o să mai plec. Nici vorbă. Bineînțeles că o să te duci. Dă-mi doar să mai stau aici până când o să mă simt mai bine. Hai, du-te! Mai am răgaz o oră. Îmi dezleagă cravata, îmi scoate zdrențele hainei și ale cămășii, fără să mă facă să sufer prea mult, în timp ce eu o privesc cu uimire. Ai mâna ușoară, fetițo. Am fost infirmieră în timpul războiului. Acum am să te spal. Aprinde o țigară pe care mi-o vâră între buze. Pe urmă dispare în bucătărie și se întoarce în curând cu apă caldă și prosoape. Cu ajutorul unor foarfeci îmi taie maieul. Ceea ce se vede când rămân cu bustul gol nu e prea frumos. Se zăresc mari vânătăi și răni acoperite cu sânge închegat, în timp ce din altele sângele începe să curgă din nou. Apa e fierbinte, însă e exact ceea ce trebuie. Lola îmi șterge cu grijă fața și atinge rănile cu bucăți de vată îmbibate într-o soluție antiseptică. Durerea dispare sub mângâierea magică a degetelor sale, sub spuma lunecoasă și caldă apei cu săpun și atât de minunat încât adorm și nu mă mai trezesc decât către orele patru, singur în, singur în apartament și acoperit cu o cuvertură. Pe Gheridon, alături de mine... Se află o carafă, un pachet de lachis și un bilețel. Dragă Mike, nu te mișca de aici până când nu mă întorc. Hainele le-am aruncat. În costumul în care ești, n-ai cum să pleci. Ți-am luat cheile și o să merg la tine ca să ți aduc alte haine. Revolverul îți este sub divan, dar fă tot posibilul și nu te folosi de el. Lola. Veșmintele mele aruncate la lada de gunoi, cu inelul de la Nancy în buzunar. Arunc cuvertura, mă ridic dintr-un salt și durerile îmi revin. Dar puteam să mă scutesc de ele. Portofelul, inelul și tot ce mai aveam prin buzunare sunt așezate grămadă în spatele carafei. Cel puțin sunt într-o poziție comodă ca să vorbesc la telefon. Îl sun imediat pe domnul Berrin. Aici, Mike Hammer. Glasul interlocutorului meu e vesel și cald. Al meu e lipsit de siguranță. O, oh, bună, Mike, ce mai faci? Rău, tocmai am încas încasat o chelfăneală. Cum? Am căzut într-o capcană și am fost făcut praf. E greșeala mea, trebuie să fiu mai atent. Ce ți s-a întâmplat? L-am urmărit pe unul, Murray Candid, într-un parcaj, iar restul îl cunoașteți. Dumnezeule, Mike, izbucnește el, ar trebui, vreau să zic. Nu-i nimic, domnule Berin. M-au ciomăgit, dar nu mi s-a făcut frică de ei. Data viitoare voi fi mai atent. Într-o oarecare măsură sunt fericit că s-a întâmplat așa. Mulțumit? Nu înțeleg. Unul dintre ticăloșii ăia nu era altul decât ucigașul roșcovanei, domnule Berin. Zou? Înseamnă că faci progrese, Mike. De unde știi? Individul a pierdut în timpul bătăii inelul pe care îl a smuls din deget înainte de a o ucide. Inelul e acum în mâna mea. L-ai văzut, Mike? L-ai putea identifica pe agresor? Am început să-l interesez pe bătrânel. Îmi pare rău că îl decepționez. Nu, domnule Berin. Era întuneric și n-am văzut decât stele verzi. Ce păcat, Mike. Ce vrei să faci în continuare? Poziția în care stau începe să mă obosească. Nu știu încă nimic, domnule Berrin. Știți ce? Am să vă sun mai târziu. Foarte bine, dar fii mai atent cu tine, Mike, dacă pățești ceva, mă voi simți direct responsabil. Îi spun să nu-și facă griji, închid și mă las să cad pe spate cu telefonul în mână. Mă așez cât mai bine și îl chem pe Pet la birou. E fericit că mă aude și mă ascultă cu atenție, fără să mă întrerupă măcar o dată. Nu-i spun nimic de inel, dar ghicește că nu i-am zis totul. Mai e ceva, nu-i așa? Mormă e el. Ce te face să crezi? Ai un aer prea mulțumit pentru un tip care a încasat o bătaie. Sunt mulțumit pentru că adversarul a început să comită greșeli. Cine erau tipii ăia? Paznicii lui Murray Candid. Tot ce se poate, pe dar nu sunt sigur. Altceva nou? Compania unde e asigurat băiatul care a lovit-o pe Nancy e gata să plătească despăgubiri, de aceea caută și ea rudele fetei. Le-ai zis ceva? Nu. Le-am dat raportul oficial, asta e tot. Dar tipii ăștia sunt abili și am mai auzit și de amicul tău. Care amic? Finei last. Îmi vine să arunc cu aparatul. Numai numele acestui venetic murdar mă face să văd roșu în fața ochilor. Se bucură de o bună reputație, n-a făcut niciodată închisoare, după cât se pare. Am descoperit două orașe pe coasta de vest unde e cunoscut, folosit în ambele cazuri de firme care aveau nevoie de un dur ca paznic. Nu mai pot ține telefonul. Îmi iau rămas bun de la Pet, închid, îmi pun capul pe pernă ca să mă gândesc în largul meu și mă trezesc dintr-un salt cu pistolul în mână și în cealaltă cu inalul de la Nancy dar e Lola. Înfățișoarea mea de somnambul ucigaș a speriat-o cu siguranță, fiindcă scapă din mâini un pachet. Mike! Iartă-mă, Lola! Sunt cam nervos de o bucată de vreme. Arunc pistolul pe masă și îmi vârinelul în degetul meu. Ți-am adus haine! Ia pachetul de pe jos și se așează pe marginea divanului. O trag spre mine și o sărut pe gură. Surâde! Cum te mai simți? Mai bine, datorită ție și celor câteva ore de somn. O să mă mișc cu greutate câteva zile, dar asta o să fie de învățătură de minte. Altădată o să fiu mai atent. Îl privesc. Îi privesc o clipă, chipul îngrijorat și murmur. Rare ori am văzut o fată atât de frumoasă ca tine. Râde de plăcere, se ridică dintr-un salt și smulge de pe mine cuvertura. Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule Hemmer băigui ceva, îmi recuperez toga și o expediez la bucătărie, în timp ce îmi pun pe mine hainele pe care mi le-a adus. Sunt pe punctul de a-mi noda la gât cravata când mă anunță că supa e gata. Mă duc după ea la bucătărie și mă așez la masă. Îmi plăceai mai mult în celălalt costum, observă ea. Fără obrăznicii, mai bine am mânca. Mi-e prea foame ca să vorbesc mâncând. Cotletele astea m-au pus pe picioare, declar eu la sfârșit, aprinzându-mi o țigară. Îi ofer și ei una și zice, ce o să faci acum, Mike? Nu știu încă. Mai întâi vreau să aflu de ce m-au aranjat așa, apoi vreau să descoper cine anume a făcut-o. Ți-am spus că Murray Candy e periculos. Nu el e primejdios, ci banii lui. Cu ei poate să angajeze pe oricine ca să facă în locul lui o treabă pe care el nu-i în stare. Rezultatul e același, Mike. Ai grijă cu el. Ai fost la dublu zero ca să cauți registrele, nu-i așa? Nu. Doream doar să recunosc locurile. Băieții ăștia nu sunt niște novici și ca să descoperi registrele îți trebuie multă bătaie de cap. Trag un fum din țigară, nu reușesc încă să-mi vin complet în fire, însă nu se poate să nu-mi treacă. Nancy a fost ucisă, reiau eu, nu știu în ce fel, fiindcă băiatul care a lovit-o cu mașina crede că a făcut-o el singur. Dar de ce i-au luat inelul? Unul dintre cei cu care m-am încăierat îl avea în buzunar. E deci cu siguranță o crimă și nu un accident. Nu știu de ce ar fi putut fi ucisă Nancy. Era destul de ascunsă, ți-am mai zis-o, dar nu era capabilă de nicio faptă rea. Și totuși dădea impresia că urmărește un scop. Da, e adevărat. Nu cumva dorea să se răzbune pe un bărbat, în urma unei decepții amoroase sau a ceva de genul ăsta? Cu siguranță că nu. Era prea deșteaptă ca să acționeze atât de prostește. Dau din cap. Se apleacă spre mine și mă privește lung. Mike, zice ea, în sfârșit, cu o voce aspră, cărei rase aparțin cei care ucid? Cele mai rele dintre toate, Lola. Sunt oameni pentru care nimic nu are importanță oameni care pun un lucru oarecare mai sus decât prețul unei vieți și ucid ca să-l obțină și ucid ca să-l păstreze. Dar oricare ar fi acel lucru, niciodată nu val valorează prețul pe care trebuie să-l plătească mai devreme sau mai târziu. Și tu ai omorât, Mike. Strâng din buze. Da, și am să mai omor, pentru că îi urăsc pe ticăloșii care doboară fără să fie pedepsiți. Pe aproapele lor și ei mă urăsc atât de mult încât îi pot împinge să mă atace, iar eu să acționez în legitimă apărare și să mă justific în fața unui tribunal. Polițiștii nu pot să meargă atât de departe ca mine, dar ar face-o cu mare plăcere. Ochii Lolei strălucesc cu intensitate. Cum pot să te ajut? Gândește-te, Lola, amintește-ți toate discuțiile pe care le-ai avut cu Nancy, amintește-ți tot ce a putut să zică sau să te lase să subînțelegi. Dacă ți aduce aminte ceva care are cea mai mică șansă să fie important, spune. Da, Mike, dar cum să recunosc importanța unui lucru? Îmi pun mâna pe a ei. Ascultă, fetițo, îmi pare rău că trebuie să-ți vorbesc din nou, dar tu și cu Nancy făceați parte dintr-o organizație al cărei unic scop era să stoarcă bani iar tot ceea ce împiedică să vină banii în seifurile unor anumite persoane putea să fie un motiv pentru o crimă, chiar dacă nu era vorba decât de o simplă bănuială. Iată ce trebuie să-ți scotocești printre amintiri. Cred că înțeleg, Mike. Îmi pun în buzunar țigările. Știu unde să-mi telefonezi, dar să nu faci nimic care ar putea să atragă asupra ta atenția cuiva, indiferent cine o fi el. Ne îndreptăm unul lângă altul spre ușă. De ce? întreabă ea. Am atâta importanță în ochii tăi? E mai adorabilă decât oricând, înaltă, zveltă și grațioasă, cu buzele fremătând și ochii adânci, îndreptați spre mine. O iau în brațe și simt cum palpită corpul său magnific. Ai în ochii mei mai multă importanță decât îți închipui. Toată lumea poate să o ia pe căirele puțin sunt aceia care știu să se întoarcă pe drumul cel bun. Tu ești dintre aceia. Ochii îi se umplu de lacrimi și obrazul său îl atinge pe al meu. Nu, Mike, mai am atât de multe de făcut. Fii bun cu mine, dar nu prea mult. Nu cred că aș putea să suport. O șterg ca un hoț și cobor scara, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în ajun, și ca și cum trupul meu n-ar fi țeapăn ca un par, iar fața umflată și acoperită de vânătăi. Capitolul 6 Mă sui în mașină, dar nu pornesc imediat. Ce să fac acum? N-am nicio idee. Inelul lui Nancy strălucește slab în degetul meu mic. Dacă măcar inelul ăsta ar putea vorbi. Dar dacă într-adevăr ar putea să o facă. Trei sferturi de oră mai târziu mă opresc în fața unui mic magazin de bijuterii care aparține unuia din cei mai vechi prieteni de-ai mei. Noroc net, ai câteva minute pentru mine? Fața ei se destinde într-un surâs larg. Mâna lui o strânge cu putere pe a mea. Mike, pentru tine am timp cât vrei. Îl bat pe umăr și zic, am nevoie de ajutorul tău. Sunt la dispoziția ta. Îmi arată un scaun pe care să mă așez, în timp ce el desface o sticlă de vin. După ce bem câte un pahar, ajung la scopul vizitei mele. Imediat, net, își pune la ochi o lupă de ceasornicar și ia inelul pe care îl întind. Iată, net, ce poți să-mi spui despre inelul ăsta? Îl cercetează din toate unghiurile posibile. Pe urmă, ia de la ochi lupa. Inelul ăsta are o istorie deosebită? Nu, nimic care să aibă legătură cu originea lui. Păcat, și e important, foarte important. Am mai văzut inele de felul ăsta, dar, în sfârșit, e un inel de femeie, vechi de 300 de ani sau chiar mai mult. Uită-te la culoarea aurului, Mike. Astăzi se folosesc aliaje mai dure decât ăsta. Nu-mi dau seama dacă a avut ceva scris pe el. Îmi pare rău, Mike, dar nu pot să-ți spun mai multe. Chiar nu se poate afla mai mult? Dacă ai putea descoperi cine l-a fabricat în arhivele lor, se întrerupe și dă din numeri. Dar acum 300 de ani n-a putut fi fabricat decât pe vechiul continent. Și cu războaiele și naziștii, în orice caz, nu erau mari companii pe vremea aceea. Erau doar mici întreprinderi transmise din tată în fiu, care fabricau la comandă astfel de bijuterii. Îmi din nou inelul în degetul mic. Îți mulțumesc totuși, net, ce mi-ai spus mă scutește să fac cercetări inutile. Mă urc din nou în mașină și, înainte de a porni, m-am mai uit odată la inel. De ce ucigașul îi las mulți din degete? De ce din moment ce practic nu îi se mai poate descoperi originea? Și care e ticălosul care l-a trambalat în buzunar până când l-a pierdut în parcaj? O parte din mintea mea conduce mașina cealaltă se întreabă de ce mi-au stricat portretul și cu câtă precizie în execuție. Nu sunt încă destul de important pentru a fi ucis, însă a trebuit să primesc un avertisment, fiindcă fără doar și poate e vorba de un avertisment. De-abia când opresc în preajma parcajului, înțeleg de ce am revenit aici. Nu sunt sigur că e același paznic de aseară, dar ciocănesc la ghișeul lui și întreb. N-a pierdut nimeni ceva pe aici? Tocmai a venit un tip să mă întrebe de niște chei pe care le-a pierdut. Dar ce, ai găsit ceva? Oh, o chestie fără valoare. Nimic important, te-am întrebat doar așa, din întâmplare. Își închide ghișeul și mă pregătesc să eliberez ringul, când o mașină virează ca să intre în parcaj și la lumina farurilor zăresc două picioare care dispar dintr-un salt între două mașini. Mă opresc deodată. Picioarele merg pe aleea pe care am străbătut-o eu în fugă în ajun. Inima începe să-mi bată cu putere. Aștept un moment prielnic și sar peste grilajul parcajului. Poate să fie ceva, dar la fel de bine, poate să nu fie nimic. Însă sunt hotărât să nu risc deloc. De două ori pietrișul scârție sub pași și mă opresc cu urechea ciulită. Tipul se vede că e prea ocupat ca să mă audă așezat pe scara unei mașini, strecoară printre degete pietrișul. Mă ridic în picioare și mi ofer luxul de a-i contempla, de a-l contempla în tăcere. O altă mașină intră în parcaj. Tipul rămâne nemișcat, ținându-și respirația, până când mașina e parcată și șoferul ei pleacă. Pe urmă își continuă ocupația. Ai pierdut ceva? Mă informez eu. Încearcă să se ridice atât de repede încât se prăbușește cât e de lung. La a doua încercare reușește și vrea să mă lovească cu pumnii, dar de data asta sunt pregătit. Își lansează stânga într-un croșeu larg, dar fac o fentă și îi administrez una care îl îndoaie. Nu am chef să respect regulile. Ridic deodată genunchiul și îi zdrobesc nasul. Pe urmă îl pun lângă o mașină și, ținându-l cu o mână, îl lovesc până când brațele îi cad inerte pe lângă corp. Când îi dau drumul, se lasă ca un sac gol și nu mai mișcă aprind un chibrit și îl apropii de față. Sau mai bine zis, de ce i-a rămas din ea și în jur, printre dinți. Nu l-am văzut pe tip în viața mea. E tânăr, iar țoalele de pe el nu sunt de la un magazin de confecții. Îl scotocesc prin buzunare, descoper că n-are armă și că-l cheamă Walter Wellberg. Portofelul îi este bine tixit, în buzunare n-are nicio cheie. Poate că e ăla care le căuta cu adevărat Dumnezeule, dar atunci de ce a sărit asupra mea când l-am întrebat dacă a pierdut ceva? Părăsesc parcajul cu conștiința tulburată și o iau spre W0. Boxerul în livrea de la W0 e pe trotuar. Mai atent să deschidă portierele și să-și umple buzunarele de sferturi de dolari decât să supravegheze intrarea în bar. Îmi economisesc banii strecurându-mă prin spatele lui. Micuța de la garderobă îmi dă un tichet în schimbul pălăriei. Pe urmă îmi vede semnele de pe față și surâde. Ce s-a întâmplat frumosule, brunet? Ea ți-a spus că nu și tu ai crezut că glumește? Îi surâd la rândul meu. Greșești, fetițo? Eu am încercat să o resping. Se apleacă pe tășghea și își pune bărbia în palme, oferindu-mi astfel gratuit imaginea a ceea ce are în corsaj. Și zău, ca ai ce să privești. Cred că aș fi făcut la fel dacă eram în locul ei, zice ea. N-ai fi avut nevoie frumoasă, n-aș fi încercat să te resping. Îi trimit o sărutare, ea se preface că mi-o prinde în zbor și cu o vâră în decolteu. Ochii ei sunt negri și strălucesc de senzualitate. Va trebui să te întorci după pălărie, pe curând brunetule. Toate mesele din apropierea ringului de dans sunt ocupate. Un mic proiector rătăcește pe silueta unei cântărețe care face mai multă muzică cu coapsele decât cu vocea. Nici Murray, nici însoțitorii lui nu sunt în sală. Mă lipesc de un zid și îmi comand un cocktail. De-abia gust din el că blonda mea animatoare se așează lângă mine. Te-am căutat," îmi spune ea. Ia o țigară din pachetul meu și o aprinde." Ai vorbit de 500 de dolari seară. Da." Poate că am ceva pentru tine. Îmi dai drumul. Dar asta face mai mult de 500 de dolari. Ești sigură? Poți să să-ți dai seama și singur despre ce e vorba. Se pot cumpăra multe lucruri cu 500 de dolari. Cântăreața își termină numărul. Blonda își strivește țigara în scrumieră. Ascult-o. șterge mai înainte ca luminile să se aprindă din nou. Eu plec de aici după ora 1. Ne întâlnim la colțul străzii, o să urcăm la mine și o să-ți arăt ce am de vânzare. Foarte bine. Ai face bine să aduci mai mult de 500 de dolari. Să văd ce pot face. Surâde, înclină capul și mă părăsește. Dau peste cap restul din pahar, plătesc și ajung din nou în vestiar. Micuța de aici își arată dinții. Ești prea grăbit, zice ea. Nu scap de aici decât peste câteva ore în timp ce îmi dă pălăria, își reia poziția, care mi-arată unde mi-a pus sărutul trimis. Îi împăturesc o bancnotă și o strecorând de colteu până când nu se mai vede. Poți să o păstrezi dacă patronul nu o să o găsească. N-are de ce să o caute acolo, izbucnește ea în râs, dar dacă vrei să încerci, poți să o iei oricând. Are idei puștoica, păcat că nu e liberă imediat, fiindcă am o seară lungă de ars gazul de pomană. În lipsă de altceva, intru într-un bar și mă apuc să-mi fulec sandvișuri. Dar mintea mi a dusă la blondă, 500 de dolari, exact jumătate din onorariul meu. Îmi trebuie două ore ca să iau o hotărâre, dar până la urmă mă închid într-o cabină telefonică și cer interurbanul. Bună seara, zice în sfârșit domnul Berin cu o voce somnoroasă. Aici e Mike, domnule Berin. Îmi pare rău că vă deranjez, dar am noutăți. Despre ce e vorba? Am promis 500 de dolari unei animatoare pentru orice informație importantă în legătură cu Roșcovana. Are ceva de vânzare, dar vrea mai mult. Să mă fac cumpărător sau să încerc să o fac să vorbească în alt chip. Dar cât ai zis și ce? 500 de dolari, nu mi-a zis cât mai vrea în plus. Am o întâlnire cu ea. Da, se gândește o clipă. Ce crezi, Mike? Dumneavoastră sunteți cel care plătiți. Oricând se poate lăsa totul baltă, dacă nu merită. Dar ai impresia că poate să valoreze ceva? Așa am impresia. Fata în chestiune e animatoare într-un bar care se cheamă W0 și a cunoscut-o pe Nancy. Atunci, dai drumul, Mike. Suma e neînsemnată, pentru mine cel puțin. Vezi ce vrea să ofere și acționează cât mai bine. Bine, dar vrea banii imediat. Foarte bine, semnează-i un cec. Banii vor fi la banca ta de mâine dimineață. Înțeles, am să vă sun mai târziu, noapte bună. Închid și mă întorc pe scaunul meu. La 12 și jumătate mă duc la mașină. E ora 1 și 5 când o văd pe blondă ieșind din bar. Pornesc motorul, deschid portiera și îi stric să urce. În ce direcție mergem? Drept înainte, locuiesc pe strada 89. Și-a pus picioarele pe o mică valiză din piele uzată. Asta e? Întreb eu. Da. Profit de un semafor roșu ca să o privesc mai bine. Nu arată rău deloc. Întoarce capul, își dă seama că o cercetez și surâde. Ești curios?" murmură ea. În legătură cu valiza?" Nu, în legătură cu mine." Sunt întotdeauna curios când am de a face cu blonde. Semaforul trece pe verde și o pornesc din nou. Câteva minute mai târziu, suntem în apartamentul său. E drăguț și confortabil, cu toate că puțin cam impersonal. Apartamentul unei femei cu gust, care însă n-are prea des ocazia să stea acasă. Mă numesc Anne Minor, Mă vestește ea în timp ce eu îmi pun pălăria pe o măsuță. Îmi aruncă o privire ambiguă și adaugă: Dar tu, Mike Hammer, N., nu sunt inspector de asigurări, ci detectiv particular. Știu, mă întrebam doar dacă o să-mi o zici. Cine ți-a spus? Nimeni. Știu că te-am văzut undeva într-o fotografie din ziar. De aceea m-ai făcut să o ștergă atât de repede în seara asta de la W0. Da, lui Murray nu-i plac sticleții, fie ei și particulari. De ce se poate teme de poliție un cinstit om de afaceri? Poți să repeți, suprimând un cuvânt. E perfect inutil. Mă așez pe brațul unui fotoliu și o privesc cum își atârnă pardesiul într-un dulap, pune pălăria mea pe o etajeră de sus și închide ușa. Nu sunt o fetiță, zice ea. Cred că n-am fost niciodată. N-ai venit la dublu zero ca să te amuzi, și eu știam. Când ai vorbit de Nancy, am început să înțeleg și să tremur. Spunem, știi să te aperi. De-abia a rostit ultimul cuvânt că țeava pistolului meu e îndreptată spre pieptul ei. După ce s-a uitat bine la el, îl pun din nou în învelitoarea sa de piele și încrucișez brațele. Ochii îi sunt larg deschiși. Îl urăsc pe Miurei. Nu mi-a făcut niciodată nimic. Îmi plătește cu exactitate salariul, dar am văzut cum s-a purtat cu alte fete și îl urăsc. Mor de dorință să deschid valiza și ea își de seama de asta. Surăzătoare se apropie de mine, bate cu degetele pe locul unde crede că țin banii și zice: Ai adus banii? Da, câți. Asta depinde de conținutul valizei. Ce o să faci după ce-ți-i dau? O să plec într-o lungă călătorie. Mie până peste cap de orașul ăsta puțit. Iau de pe jos valiza, nu-i prea grea. Pielea îi e murdară și jupuită. Încerc să o deschid, dar e închisă cu cheia. Iata? Întreb eu. Nu, a aparținut lui Nancy. Și n-ai deschis-o niciodată? Nu m-am gândit nici măcar să aduc ceva ca să o deschid. Toarnă în pahare ceva de băut, se așează într-un colț al sofalei și se uită la mine în liniște, când își termină paharul, îl pune pe covor și își aduce picioarele sub ea cu o artă care îi descoperă pulpele. Nu o deschizi? Vocea îi sună provocatoare. Mi-ar trebui un pumnal, un cuțit. Afectez o detașare pe care sunt departe să o simt de fapt. Trece prea aproape de mine, îndreptându-se spre bucătărie. Și atunci o opresc și o prind în brațe, și o sărut pe buze și în interiorul decolteului, în timp ce ea geme și tremură în mâinile mele. Când o las, ochii îi ard, iar gura îi e roșie și pasionantă. Dispare în bucătărie înainte ca să apuc să și o aud căutând într-un sertar. O aud cum închide sertarul, dar nu se întoarce imediat. Iar când revine, în locul rochiei poartă un halat, sub care îmi dau seama că e goală. Îmi întinde o șurubelniță, și șoptește, nu poate să mai aștepte. O sărut pe vârful nasului. Nu, comoara mea, nu poate să aștepte. Mă aplec deasupra valizei și încerc să o deschid. În curând, încuietoarea cedează, dar când să ridic capacul, lumina se stinge dintr-o dată, cu excepția unei veioze. Mike, murmură Anne. Mă întorc brusc, gata să înjur, dar nu mai zic nimic, fiindcă și-a aruncat capotul pe spătarul unui fotoliu și stă în picioare în mijlocul camerei, o statuie însuflețită ridicată pe tocuri înalte, picioare ușor depărtate și cu pumnii atârnând pe lângă coapse, provocându-mă cu tot corpul. Blondețea nu este autentică, dar curbele îi sunt ale ei uit de valiză și de loviturile pe care le-am încasat nu de mult și o înlănțui. Mai târziu aprind o țigară. Mâna îmi tremură. En surâde și glasul îi este dulce, aproape muzical. Mă întrebam dacă aș putea fi destul de importantă ca să te fac să uiți restul. Ești fericită că m-ai oprit din drum? Da. Ochii okay, ei nu mă părăsesc în timp ce mă ridic după ce mi-am stins țigara. Deschid imediat valiza, și nu pot să nu mă împiedic să fluier printre dinți. E plină de hăinuțe pentru un nou născut și toate par noi. Roșcovana era mamă, cineva e de citată, un minunat motiv de șantaj și de crimă, dar nu e pe genul lui Nancy. Și mai e ceva, toate aceste hăinuțe n-au folosit niciodată. Unele mai poartă încă fragmente de etichete, atunci Într-unul din buzunarele valizei descopăr câteva agrafe, un tub de ruj, o oglindă, într-altul un mic album de fotografii. Toate o reprezintă pe Nancy. O Nancy diferită de cea pe care am întâlnit-o, în vârstă de maximum 16 ani, fără nicio grijă și proaspătă ca o floare. E vorba de instantanee luate la diferite picnicuri în compania unor tineri, dar Nancy nu pare să prefere pe vreunul dintre ei. Surâde din toate fotografiile și cel puțin două îmi dau voie să constat că poartă inelul de aur. Peisajele nu sunt decât anonime întinderi de ape sau de iarbă, pe spatele fotografiilor nu se zărește niciodată nicio indicație, nici măcar adresa laboratorului care le-a developat nimic, iarăși o fundătură. Îți e ceva util? Mă scutur din toropeală și dau afirmativ din cap. O idee începe să mă frământe. Scot carnetul de cecuri și îl pun pe masă. Am luat deja o hotărâre, dar o întreb totuși. Cât vrei? Niciun răspuns. Mă întorc și o contemplu o clipă cum stă încă întinsă pe sofa, goală și surâzătoare. Nimic, zice ea, deja ai plătit. Închid valiza, mă duc să-mi iau pălăria din dulap și deschid ușa. N are cu ce să plece în călătorie. Îi fac cu ochiul, îmi face și ea cu ochiul, fără să spună nimic și apoi închid ușa după mine. Capitolul 7 nu dorm noaptea întreagă. După ce ajung la mine, scot la iveală, pe o masă, conținutul valizei și fumez în timp ce încerc să înțeleg. Hăinuțe de copil, instantanee, o veche valiză de piele, totul a aparținut roșcovanei și cei cu asta. În frigider am bere, o lichidez până la ultima picătură și încă mă mai gândesc, iar când soarele îmi strălucește în ferestre, îl sun pe domnul Berin. Aici, Mike, anunț eu. Bună ziua, Mike, ești matinal. Încă nu m-am culcat. O să ai remușcări pentru chestiile astea când o să ajungi la vârsta mea. Tot ce se poate, dar pentru moment dumneavoastră trebuie să aveți remușcări, fiindcă i-am lăsat un cec de 500 de dolari. Foarte bine, o să mă ocup de asta imediat. Ai aflat ceva interesant? Nu, dar încet, încet o să aflu. Atunci, socotez că banii au fost bine folosiți. Nu pot să-mi spui mai mult? Sunt în posesia unei vechi valize pline de hăinuțe pentru un copil și câteva instantanee fotografice. Totul îi aparținea lui Nancy. Rămâne o clipă tăcut, și admite că e surprinzător. Mă declar în întregime de acord cu el. Ce o să faci? Mă întreabă el. Mai întâi o să dorm, după aceea o să văd. Atunci, noapte bună, Mike. Dacă mai ai nevoie de mine, nu și-o să mă cauți. Înțeleg. Pun receptorul în furcă. Ochii parcă îmi sunt cărbuni încinși și am impresia că am băut prea multă bere. Mă arunc pe pat și mă cufund într-un somn greu, bântuit de coșmare, din care mă smulge spre prânz țârâitul telefonului. La început nu vreau să răspund, dar sună în continuare și mă trezesc fără să știu cum pun receptorul la ureche și ascult vocea Veldei, repetând îngrozită. Mike, tu ești Mike? Mike răspunde. Eu sunt păpușo, reușesc până la urmă să îngaim. Ce vrei? E furioasă însă, în mod vizibil, respiră ușurată. De unde ai apărut, Mike? E a patra oară când îți telefonez în dimineața asta. Nu m-am mișcat de aici, dormeam. O, din nou n-ai fost acasă? Cum era individa? Ochi verzi, păr albastru, piele roșie. Ce vrei? Pet a telefonat dis de dimineață. Mi-a spus să-l suni cât poți de repede. E în legătură cu Finei Last. De ce nu mi-ai spus de la început? Vorbim mai târziu, Velda. O să-l sun imediat. Dar capitanul Chambers nu mai e la biroul lui și sergentul de serviciu refuză să-mi spună unde l-aș putea găsi. Am chef să-l înjur, dar mă abțin, închid, strâng toate lucrurile de pe masă, le pun din nou în valiză și fac un duș. Telefonul sună câteva clipe mai târziu și țâșnesc spre aparat udând totul în jurul meu, Însă nu-i fac niciun reproș lui Pet. – Pet aici! – izbucnește el în râs. – Cum îți petreci nopțile amice? – Dacă ai ști, ai vrea să schimbi locul cu mine. Velda mi-a zis că ai ceva să-mi spui în legătură cu finei last. – Te ascult. Intră imediat în subiect. Cercetările mele n-au ajuns la niciun rezultat până acum, însă azi dimineața am primit o scrisoare de la un șerif de pe coastă. Se pare că Finei Last are semnalmentele unui tip căutat acolo pentru crimă. Din nefericire, singurul care ar putea să-l identifice a murit și ei trebuie să se rezume la descrierea pe care am făcut-o. E totuși ceva, Finei e greu de descris, un venetic. Ce vrei să faci? Am cerut amănunte. Dacă ele coincid cu restul, îmi pun oamenii pe urma lui. I-am reprodus fotografia de pe permisul de portarmă și am trimis-o șerifului. Și acum, la revedere. Am un mort pe cap și trebuie să întocmesc un raport. E o cunoștință de-a noastră? Întreb eu. Nu. Cu condiția ca tu să nu frecventezi cumva capcanele pentru provinciali. E vorba de o femeie. Era animatoare la W0. Mâna îmi apucă mai strâns receptorul. Cum arată Pet? Blondă, oxigenată. Are vreo 30 de ani. Nu-i prea rea. S-a sinucis. Are o scrisoare de adio în poșetă printre actele de identitate. S-a sinucis așadar, rânjesc eu cu amărăciune. Mai erau blonde oxigenate la dublu zero, dar aș paria pe orice, că știu despre cine e vorba. Tonul meu pare să-i displacă lui Pat Chambers. S-a sinucis, Mike, nu-i nicio îndoială, nu mai încerca încă o dată să încurci lucrurile. O chema Anne Minor. Da, dar de unde știi? Corpul se află la morgă? Da. Ne întâlnim acolo peste 20 de minute. Pun telefonul în furcă. Îmi trebuie mai mult de trei sferturi de oră ca să ajung la morgă și îl găsesc pe pet plimbându-se de colo-colo atunci când opresc la marginea trotuarului. Tresare când îmi vede fața și zice cu un aer dezgustat. Sper să nu încerce să te oprească înăuntru. Am văzut cadavre care arătau mai bine ca tine. Când ne aflăm în fața corpului, Pet dă deoparte cerșaful care îl acoperă și așteaptă. O cunoști? Fac un semn afirmativ. Are vreo legătură cu cazul Sandford? Fac același semn pentru numele lui Dumnezeu Mike într-una din zile procurorul o să te strângă de gât cu propriile lui mâini. E sigur că e vorba de o sinucidere. Acopăr ușor fața blondei. A fost ucisă, Pet. Bine, hai să mergem în altă parte, unde putem să vorbim. Pet se așează în fața unui dejun consistent, însă eu mă mulțumesc cu o sticlă de vin roșu. spune ce știi, Pet. O cheamă Anne Minor, dar nu se pare că-ți spun ceva nou. Lucra pentru Murray Candid de patru ani. Mai înainte a fost dansatoare în mai multe locuri. Are un apartament în oraș. Nimic deosebit în casă. Scrisoarea ei de adio zice cu simplitate că e obosită de tot, că nu are niciun cel în viață și că nu mai vede niciun motiv să rămână pe pământ. Scrisul îi corespunde cu semnătura de pe alte documente. Aiureală. Experții sunt siguri. Atunci ar trebui să se mai asigure odată. Pertâși de seama de crisparea mea și coboară ochii. Am să veghez la asta, șoptește el. Închide o, înghite o porție de spaghete și continuă. Iată cum s-au petrecut lucrurile, cel puțin în aparență. Am mers în zori până la capătul cheiului ruinat în apropiere de Riverside Drive și-a scos pălăria, pantofii, vesta, le-a pus pe mal împreună cu poșeta, și s-a aruncat în apă. Fără îndoială că nu știa să înnoate. Orice s-ar fi întâmplat, tot s-ar fi înnecat, fiindcă rochia i s-a agățat de niște fiare scufundate care o țineau la fund. Către orele opt și jumătate, câțiva copii i-au zărit hainele și au chemat un polițist care a dat telefon la o patrulă. Nu s-au mai străduit nici măcar să încerce să o aducă la viață. De când crezi că a murit? între orele 4 și 5 dimineața. Beau un pahar de vin în viteză și zic, am părăsit-o către orele 3 și un sfert în această noapte. Ochii lui Pet lansează flăcări și ea îngrabă în furculiță un nou contingent de spaghete. Or fi poate bune, însă cu siguranță că nu le simte gustul. Mai departe, ordonă el. A găsit o valiză care a aparținut lui Nancy. Nancy a lucrat la W0 odinioară. Valiza era plină de scutece, toate părând a fi noi. Am urcat la ea și am rămas acolo până la orele două și jumătate, trei fără un sfert. Clatină din cap. Avea aerul că e speriată de ceva? Când am părăsit-o era fericită. Nu se gândea deloc la sinucidere. Fie ar să fie, Mike. Când o să aibă loc autopsia? Astăzi, acum, nu m-ar surprinde să-i se găsească arsenic în stomac. Își împinge cu furie scaunul. Merge la cabina telefonică și revine după un minut, mormăind. O să am un raport oficial în două ore, se ocupă de ea în clipa asta. Pariez că verdictul va fi același. De ce? Pentru că nu avem de-a face cu niște imbecili. Atunci poate că ei au de-a face cu niște imbecili, nu-i așa, Mike? Aprind o țigară și îi zâmbesc. Tocmai. Mi-am adus aminte de ceva ce am citit sau am auzit zicându-se în legătură cu necații. Crezi că i s-a întâmplat ceva din pricina lui Nancy? Da, zic eu. Atunci, adu-mi o probă, Mike. Nu pot să fac nimic fără asta. O să-ți aduc. Când? Când o să punem mâna pe cineva destul de informat ca să poată vorbi. Cu o ochiadă șmecherească din ochi, Pet mă aprobă. Cred că o să-l facem să vorbească, spune el încet nu o să faci niciun efort, îi răspund eu. Când o să-ți aduc pe cineva, ăla o să fie atât de mulțumit, să verse tot din el, încât nu o să fie nevoie să-l rogi. O să-i faci mai întâi morală, presupun. Și încă cum? Știi ce te așteaptă? Desigur. Tipi cu paznici de nădejde, tipi care sunt în stare ei înșiși să se apere dacă paznicii sunt înlăturați, tipi plin de bani și ocrotiți de micile lor armate pluti mâna pe primejdioase mormăie pat. Știu și de aceea am o pozi poziție avantajoasă. Dat fiind poziția ta oficială, pot să-ți pună bețe în roate, dar eu pot să-i trimit la ocnă. Ei nu mă pot obliga să demisionez și nici nu pot să mă înspăimânte, fiindcă pot singur să fac mai mult zgomot decât ei toți la un loc. Mie îmi spui. Pet se ocupă din nou de spaghetele sale, iar eu de sticla de vin, dar înainte de a avea timp să-mi aprind o țigară, barmanul îl cheamă la telefon. Se întoarce peste cinci minute râzând cu gura până la urechi. Teoria ta în legătură cu crima cade, Mike. Experții au făcut un nou examen și nu e nicio îndoială în legătură cu autenticitatea scrisorii de adio. Nici o urmă de contrafacere. De data asta ți-ai vrut singur degetele în ochi. Nici nu încerc măcar să discut, când experții de la poliție spun ceva, ei știu ce zic. Peți să uită la mine. Mai rămâne autopsia, zic eu. Vrei să asiști? Dau din cap. Nu. Vreau să dau o raită. Am nevoie de timp ca să mă gândesc. Am să te chem mai târziu. De acum încolo, caută să vezi prin spitale. Dacă nu cumva au avut o oarecare Nancy Sanford, în maternitățile lor, etc. De acord, Mike, o să mă ocup de asta și se mai zice că sticleții sunt proști. Plătesc nota, îmi iau rămas bun de la pet în fața ușii și mă îndepărtez. Sinucidere? asta e bună. n minor trebuie să fi pus prea multe întrebări și a atras atenția asupra sa. Încerca să câștige 500 de dolari. A câștigat liniștea eternă, săraca blondă. Mă urc în mașină și o iau spre Riverside Drive. Odată a ajuns la destinație, îmi parchez mașina și mă îndrept spre cheiul dărâmat despre care mi-a vorbit Pet. Au pus aici de pază un paznic, dar îl fac să înțeleagă repede că sunt de casei. Fiindcă îmi face semn să trec fără să mai ceară actele. Apa din fluviu e cenușie și ar putea să pară curată până când te apleci și vezi murdăriile care plutesc de-a lungul fluviului. Nu întârzii să descoper în vârful unei grămezi de gunoaie. O cutie de tablă care mai are încă un capac. Îl curăț cu gri îi curăț cu grijă interiorul cu o batistă pe care, pe urmă, o arunc. Cobor până la marginea apei, umplu cutia cu apă și ajung din nou la mașină. Și, în loc să-i dau telefonul lui Pet, mă duc de dreptul la biroul lui. Imediat îmi întinde o filă dactilografiată. Iată raportul, Mike. A murit sufocată, înnecată și nu ne-am înșelat nici în privința orei nu mă obosesc să citesc raportul. Procurorul mai e aici, Pet, e jos. De ce? spune să aștepte. Ești sigur că merită? nu e un tip prea comod. Merită. Pun cutia pe biroul lui. Du asta la analiză. Scutura ușor din cap, încruntă din sprâncene și mă privește. Când vede că n-am chef să-i dau explicații, se ridică și iese din birou. Cinci secunde mai târziu, aud zgomotul ascensorului. Sunt la a noua țigară când Pet se întoarce. Eram sigur că va veni furios. Pune cu violență cutia pe birou și mi se așează în față roșu de mânie. ce cu asta? Procurorul a analizat conținutul cutiei și mi-a zis că nu e decât apă, cu toate porcăriile imaginabile în ea. Pe urmă m-a întrebat de ce l-am pus să facă asta și știu că am făcut o față. Nu știam ce, ce se așteaptă să se găsească. Acolo, dar totuși credeam că e ceva serios. De ce nu l-a întrebat dacă e același gen de apă murdară pe care a descoperit-o și în plămânii blondei? Nu în stomacul ei, mă înțelegi, în plămâni. Când cineva se neacă, se sufocă, pentru că mica supapă din gât blochează trecerea aerului pentru a împiedica apa să intre în plămâni. Nu e nevoie de mult pentru a sufoca pe cineva. E destulă atâta apă cât să blochezi mica supapă. E multă apă în stomac, dar foarte puțină în plămâni. Du-te din nou, pune întrebarea asta. Ochii lui Pet ies din orbite. Să nu-mi fui că ai descoperit asta singur. Ridică receptorul, discuția nu durează mai mult de un minut. Or să se ocupe de asta, anunță el după ce pune receptorul la loc, dar cred că greșești. De câte ori trebuie să-ți repet, Ușurel, Mike, trebuie să așteptăm raportul. Iar acum ai cuvântul. E foarte simplu, Pet, N minor, a fost probabil înnecată la ea acasă și apoi aruncată în fluviu. Ar fi trebuit să-i se scoată corpul din casă, fără să se facă remarcați. Și ce cu asta? Cine se plimbă pe stradă la ora aia? Cu siguranță că n-au întâmpinat nicio greutate ca să o scoată din casă și să o azvârle în apă. Dar e totuși o hibă, scrisoarea de adio. Am o idee în legătură cu asta. Pet își pune bărbia pumni. Zi mai departe, mă faci curios. E ceva cam tras de păr și tu însuți o să o găsești cam. Nu-i sigur, zice el serios. Trec drept o forță în secția mea, îmi place meseria pe care o fac bine, dar de o bucată de vreme nu mai tu ai idei. Crezi că m-am tâmpit? Nu pot să mă împiedic să nu râd. Nu te neliniști, amice, nu rămâi de căruță. Numai că uiți pur și simplu că o canalie inteligentă poate să știe la fel de mult ca un sticlete inteligent. Sunt momente când trebuie să intri în pielea unei canalii. Bine, cunosc cântecul. Iată-ne cu două crime în brațe. Amândouă seamănă a altceva. N-am dovedit încă faptul că prima a fost o crimă, dar a doua ne arată cu cine avem de-a face. Nu sunt deloc amatori. Câteva clipe mai târziu, telefonul sună. Pet rămâne impasibil până la sfârșitul conversației, însă îmi dau seama că are draci. Apa din plămânii fetei era limpede, cu urme de săpun, fără îndoială că a fost înnecată în cadă. Atunci, sus inimile, da, imbecilia ea mă felicită, dar vor să știe cum mi-am dat seama de asta. Pet înjură ușurel, dar surâde, și eu surâd, ieșind din biroul lui pentru că, poate că pentru prima oară în viața mea, vreau să am poliția în spatele meu. Povestea e prea tare pentru un singur om. Polițiștii au personal și sunt utilizați. Nu văd cum m-aș descurca singur. Înghit câteva sandvișuri și mă întorc acasă. Dar încerc încetez să mai surâd când încerc să vâr cheia în încuietoarea de la apartament. Nu trebuie să mă uit de două ori ca să pricep că s-a umblat la ea, îmi scot pistolul, împing ușa și mă repet ca un cretin cu riscul de a mă lăsa doborât. Din fericire, vizitatorul meu a plecat, dar a lăsat o groază de urme ale trecerii lui. Și ce urme! Perne sfâșiate, sertare golite pe dușul mea, haine aruncate cu buzunarele întoarse pe dos, frigiderul deschis, comoda răsturnată. Telefonez la portar, dar n-a văzut pe nimeni, n-a remarcat nimic. Valiza lui Nancy a fost golită de conținutul ei, iar dublura i-a fost în întregime descusută. Și albumul de poze a dispărut. Pierd vreo două ore ca să fac inventarul a ceea ce se găsește în casă. Dar puteam să mă scutesc de această corvoadă. Mi-au lăsat pe masă 54 de dolari și un ceas cu brățară. În schimb, au luat o veche serie de negative. Aprind o țigară, privesc în jur și fac diverse observații care îmi dezvăluie scopul percheziției. Au luat fotografii, de acord, dar pentru altceva au venit de fapt. Ceva destul de mic pentru a putea fi ascuns într-o călimară răsturnată pe birou, într-o solniță sau într-o cutie de piper, amândouă răsturnate pe masa din bucătărie, în spatele unei prize de curent smulsă din perete, în interiorul ceasului mic deșteptător, zdrobit cu călcâiele pe dușul meu. Da, au căutat altceva. Ridic mâna și surâd spre inelul de la Nancy. Or să revină, fetițo. Nu te-au avut de data asta, deci or să revină atunci vom fi gata să-i primim cum se cuvine. Povestea mea începe să caute o formă. Nancy e în centrul ei. Nancy și inelul său și fotografiile ei sunt vechi și nu înseamnă nimic pentru mine, dar ele sunt importante pentru altcineva și de aceea a murit Anne Minor. Hainele copilului n-au nicio importanță, fiindcă au fost lăsate. Inelul și fotografiile au importanță. Dar n-au găsit decât fotografiile. Telefonul sună, ridic receptorul, e Pet. Procurorul și cu judecătorul și-au schimbat avizul în legătură cu sinuciderea fetei. Dar scrisoarea de adio nu rămâne mai puțin autentică și ei așteaptă explicații. Întreabă-i pe prietenii ei, îi zic eu lui Pet. Ar fi o șansă ca ea să fi vrut într-adevăr să se sinucidă vreodată și cineva o fi convins-o să renunțe dar a păstrat scrisoarea. Te gândești la toate, așa Mi-ar plăcea să mă gândesc la toate. Ceea ce-i plictisitor în chestia asta e că deja am sugerat-o, dar e socotită cam trasă de păr. Nu joci sincer, Mike. Sută la bătrâne, o să ai vești de la mine de fiecare dată când o să fie ceva nou. Ca de pildă acum, Cineva mi-a intrat în casă și a întors-o cu sus în jos. Au căutat inelul de la Nancy, nu l-au găsit, dar mi-au luat instantaneele date de blondă. Dumnezeule, explodează Pet, de ce l-ai păstrat la tine? Trebuia să-ți închipui și singur ca... Că... E inutil să închizi cu Olivia după ce pasărea a zburat. N-am știut că sunt atât de importante decât după ce le-au furat. Vreau și inelul, dar n-ai știe pentru ce, fiindcă e imposibil să-i descoperi originea. Pet tace o clipă și apoi vorbește din nou. Și eu am noutăți pentru tine, un răspuns de la un spital din Chicago. Am avut noroc să-l primim repede, da? Nancy Sanford a născut în urmă cu patru ani un copil mort. A refuzat să spună numele tatălui. O organizație de binefaceri s-a ocupat de ea, dar după aceea nimeni nu mai știe încotro a apucat-o. Îi mulțumesc cu o voce tremurătoare. Ei, Mike, zice el în clipa când vreau să închid, ai face mai bine să-mi dai mie inelul. Râd jocoritor. Cazul Sandford este în continuare o sinucidere în registrele tale. Când o să fie o crimă, o să-ți dau inelul. Încearcă să vorbească, dar îl întrerup. Ce faci în legătură cu blonda și cu Murray Candid? L-au găsit la cabaretul lui. Oamenii mei îl aduc aici. Ascultă, în legătură cu inelul, ar fi mai bine îi mulțumesc din nou și închid. Murray o să fie interogat. Am deci o oră sau două oră gaz, chiar dacă ar avea un avocat bun și legături în societatea înaltă. E chiar mai mult timp decât îmi trebuie ca să fac ceea ce am de gând să fac.